Ecranul capacitorului este unul. În concluzie, cum credeți, ar fi bine dacă anumite obiecte periculoase, cum ar fi armele, ar funcționa doar în mâinile persoanelor autorizate? Eu zic că da, nu ar mai exista accidente sau întâmplări nefericite, furtul armelor nu ar mai avea sens, iar infractorii ar putea fi dezarmați de la distanță. Dacă vreți să vedeți despre ce este vorba, rămâneți cu noi. Sunt Eugen Frimu și dau startul unei noi ediții a emisiunii Publica Online, care aduce cele mai proaspete știri din domeniul științei moderne și a tehnologiilor informaționale. Astăzi în emisiune. Știrile de azi. Ochelarii Space Glasses detectează poziția degetelor în spațiu și permit manipularea obiectelor virtuale. Artmatics a început să vândă un pistol inteligent, iar Valve a realizat un documentar despre o echipă de 3 jucători profesioniști de Dota 2. Rubrica Jocuri ne aduce următoarele titluri. Modern Mayor este numele primului joc creat de Nokia. Chroma va fi primul first-person shooter muzical, iar Sony a lansat primele secvențe de gameplay din jocul The Order 1886. Gadgetul zilei este un smartphone care poate face o hartă 3D a lumii înconjurătoare. La categoria site-uri venim cu un site pentru contabilii moldoveni, o pagină web care conține numai topuri și o academie virtuală pentru cei dornici de cunoaștere. Armatics a început să vândă un pistol inteligent care necesită o autorizare înainte de a deschide focul, utilizând în calitate de dispozitiv de control un ceas inteligent. Compania Meta va lansa ochelarii Space Glasses care detectează poziția degetelor în spațiu și permit manipularea obiectelor 3D prin atingerea virtuală a acestora. Valve a realizat un documentar cu titlul Free to Play, construit în jurul experiențelor trăite de o echipă de 3 jucători profesioniști de Dota 2. Startup-ul Meta va lansa în curând o versiune pentru dezvoltatori a ochelarilor Space Glasses. Cu ajutorul acestora, utilizatorii vor putea interacționa cu obiectele 3D create de realitate augmentată. Space Glasses au similarități cu Google Glass, unde există însă o singură lentilă controlată prin comenzi vocale, dar și cu Oculus Rift, care prezintă la rândul său un ecran ce acoperă complet ochii utilizatorului. Noi ochelari detectează poziția degetelor în spațiu și permit manipularea obiectelor 3D prin atingerea virtuală a acestora. Chiar dacă sunt deocamdată destul de mari, în curând Space Glasses ar putea deveni la fel de subtil ca o pereche de ochelari de soare obișnuiți, oferind utilizatorilor un confort net superior. Ochelarii pentru realitate augmentată pot fi comandați chiar acum la un preț destul de mare de $667. După cum spune producătorul, Space Glasses merită toți banii, deoarece posibilitățile acestui dispozitiv sunt practic nelimitate. Compania Armatics a început să vândă în Statele Unite un pistol inteligent care necesită o autorizare înainte de a deschide focul. În calitate de dispozitiv de control este utilizat un ceas inteligent cu chip RFID integrat. Pe carcasa armei este un indicator care informează despre posibilitatea de a deschide focul. Pistolul are calibrul 22 și ar fi destinat agenților de securitate sau paznicilor. Producătorul susține că sistemul de identificare va reduce în mod semnificativ probabilitatea utilizării armei în caz de pierdere sau furt. Armatics IP1 costă $1,400, iar în set cu ceasul inteligent $1,800. Prețul este mult mai mare decât al unui alt pistol cu calibru similar, însă siguranța merită acești bani, susțin cei de la Armatics. Momentan, arma inteligentă poate fi procurată doar în statul California. Între timp, senatorii americani discută posibilitatea introducerii unor astfel de sisteme de identificare de către toți producătorii de arme pentru a reduce traficul ilicit și accidentele nefericite. Deși industria construită în jurul modelului free-to-play a explodat pur și simplu în ultimii ani, acest lucru nu i-a împiedicat pe cei de la Valve să realizeze un documentar pe această temă. Având o putere financiară semnificativă și un magazin virtual serios, compania americană a decis să celebreze în acest fel performanța obținută de câteva dintre proiectele sale, în special Dota 2. Documentarul cu titlul Free-to-Play este construit în jurul experiențelor trăite de o echipă compusă din 3 jucători profesioniști de Dota 2, atât în viața reală cât și în diverse turnee. Deși este imposibil să-ți faci o părere despre un film sau un documentar dintr-un trailer, putem aprecia faptul că nu există niciun cadru care ne-ar face să percepem Free-to-Play ca un material de autopromovare creat de Valve. În prima etapă, filmul va avea parte de o deschidere limitată printr-o vizionare în premieră, ce va avea loc luna viitoare la San Francisco. Deoarece creatorii Free-to-Play și-au dat
probabil seama că referința din titlu este mult prea puternică pentru a fi ignorată, începând cu 19 martie, documentarul va putea fi descărcat gratuit de pe Steam. Modern Mayor este denumirea primului joc creat de Nokia, în care gamerii vor intra în pielea unui primar decis să readucă la viață orașul pe care îl conduce. Sony a lansat primele secvențe de gameplay din jocul The Order 1886, un third-person shooter a cărui acțiune se va desfășura la Londra la sfârșitul secolului al XIX-lea. Harmonix va lansa în curând Chroma, un joc care îmbină mecanicile de first-person shooter clasic cu elemente de muzică. Google dezvoltă un smartphone care poate alcătui o hartă 3D a lumii înconjurătoare, făcând circa 250.000 de măsurători pe secundă și monitorizând în timp real poziția sa în spațiu. Modern Mayor este denumirea primului joc creat de Nokia. Se știe că jocurile din familia SimCity au un farmec special. Sunt încărcate de istorie și idei interesante, chiar dacă lansările recente nu au fost dintre cele mai glorioase. Încercând să profite de acest lucru, dar realizând totuși de la zero propria iterație a conceptului, compania finlandeză a lansat zilele trecute jocul Modern Mayor, destinat în exclusivitate platformei Windows Phone. Primarul modern introduce jucătorul în funcția de primar al unui oraș pe cale de dispariție, care are drept scop evident aducerea acestuia la gloria de odinioară. Printre scenariile dificile care nu pot fi urmate se numără construirea tot felul de obiecte, menținerea curățeniei în oraș sau acordarea unor donații forțelor de ordine locale, pentru ca acestea să fie mai dure ca răufăcătorii. Un asemenea titlu implică un volum destul de mare de muncă, ceea ce ne împiedică să credem că Nokia a intrat brusc într-un domeniu în care nu avea niciun fel de experiență. Să vedem ce iese. Vi se pare că first-person shooterele din ziua de azi seamănă din ce în ce mai mult unul cu celălalt, iar originalitatea este neglijată în favoarea accesibilității pentru o comunitate cât mai mare de jucători? Probabil că și cei de la Harmonix s-au gândit la fel când au început lucrul la noul lor proiect denumit Chroma. Chroma este ceea ce Harmonix numește un first-person shooter muzical, o abordare deloc surprinzătoare pentru cei care cunosc trecutul acestei companii. Printre altele, Harmonix sunt cei care au inventat seriile Guitar Hero, Rock Band și Dance Central, toate axate pe muzică. Chroma se axează pe jocul multiplayer, armele emulând instrumente muzicale, fiecare foc tras fiind echivalent cu o nouă notă adăugată în simfonia hărții pe care se joacă. De asemenea, jucătorii se vor putea organiza în banduri, oferind astfel o nouă perspectivă asupra conceptului de echipă, fiecare membru urmând să folosească un instrument muzical diferit. Cea mai bună veste legată de Chroma este natura sa free-to-play, jocul urmând să fie distribuit gratuit pe PC. Chroma este realizat în colaborare cu studioul Hidden Path Entertainment, folosește motorul grafic Unreal și urmează să intre cât de curând în stadiul de testare alfa. Sony a oferit trailerul oficial, dar și primele secvențe de gameplay din The Order 1886, un joc dezvoltat exclusiv pentru consola PlayStation 4 de către studioul Ready at Dawn. Este vorba de un third-person shooter, a cărui acțiune se va desfășura la Londra la sfârșitul secolului al XIX-lea, unde o echipă de vânători se va confrunta cu atacurile unor creaturi cu puteri supranaturale. După cum se vede din imaginile oferite, jocul va folosi binecunoscuta mecanică de cover, iar grafica va fi extrem de spectaculoasă. The Order 1886 ar putea fi lansat în cursul acestui an, din păcate exclusiv pentru PlayStation 4, la un preț încă necunoscut. Compania americană Google a anunțat primele detalii despre proiectul Tango, în cadrul căruia se ocupă de dezvoltarea unui smartphone capabil să alcătuiască harta 3D a mediului înconjurător. Până la mijlocul lunii martie, dezvoltatorii de aplicații vor primi 200 de prototipuri pe care le vor utiliza la testarea propriilor produse. Pentru alcătuirea hărților 3D, dispozitivul echipat cu un ecran de 5 inch folosește o serie de senzori cu care scanează împrejurimile în timp real. În fiecare secundă, smartphone-ul face circa 250.000 de măsurători, monitorizând în continuu propria poziție. La realizarea acestui proiect lucrează specialiști care au creat controllerul de mișcare Microsoft Kinect, precum și cei care au lucrat în departamentul de cercetare Motorola. În etapa actuală, telefonul poate determina dimensiunile încăperilor și poate crea o hartă exactă a acestora. După cum afirmă cei de la Google, noua tehnologie propusă pentru proiectul Tango va putea fi utilizată atât pentru noua generație de jocuri cu realitate augmentată, cât și pentru a ajuta oamenii cu deficiențe de vedere. Potențialul smartphone-ului depinde în primul rând
de ingeniozitatea dezvoltatorilor de aplicații, au mai adăugat reprezentanții companiei. Reieșind din faptul că aparatul este deja livrat creatorilor de aplicații, îl vom putea vedea pe rafturile magazinelor spre sfârșitul acestui an. Dacă sunteți pasionați de diferite topuri, intrați pe top10list.org, un site axat pe subiecte curioase, distractive și mai ales educative. Contabilchef.md este o pagină pentru toți cei interesați de contabilitate, concepută ca o revistă electronică cu informații noi, operative și utile. Khan Academy este o resursă online pentru cei dornici de cunoaștere, plină cu lecții video gratuite, provocări interactive și evaluări care se pot face online. În ultimul timp au devenit foarte populare tot felul de topuri. Le vedem la televizor, pe diferite site-uri și în reviste. Dacă sunteți printre cei pasionați de topurile realizate pe cele mai diverse subiecte, nu ratați site-ul top10list.org. Este o resursă web unică în felul ei, care tratează în special subiectele educative și pline de intrigă. Veți găsi aici topuri grupate pe mai multe categorii: auto, afaceri, educație, divertisment, sănătate, oameni, sport, turism, tehnologie și multe altele. Autorii postează zilnic, așa că merită să intrați pe site și să vedeți ce top 10 a mai apărut. Mai mult decât atât, dacă aveți ceva idei, autorii acceptă sugestii de teme și subiecte pe care le transformă ulterior în topuri. Astăzi orice se poate învăța pe internet. Problema este să alegem ceea ce e valoros, adevărat și exact, dând la o parte conținutul care dezinformează. Khan Academy este o organizație non-profit care și-a asumat misiunea de a schimba educația, promovând ideea furnizării gratuite a informațiilor pentru oricine și de oriunde, printr-un site educațional minunat, plin de lecții video online gratuite. Biblioteca video conține filmulețe educative despre matematică, biologie, chimie, fizică, finanțe, istorie și multe altele. Nu trebuie decât să vă faceți un cont pe site, iar de îndată ce o să vă conectați, veți începe să câștigați insigne și puncte pentru învățare. Cu cât mai multe provocări veți accepta, cu atât mai multe drepturi și laude veți primi. Totuși, nu uitați că nu acesta este scopul vostru, ci cunoașterea care va rămâne mereu cu voi. Contabilchef.md este o pagină web pentru toți cei interesați de contabilitate. Site-ul a fost conceput în primul rând din dragoste față de profesia de contabil, percepută de mulți ca monotonă și neprestigioasă. Atunci când este bazată pe cunoștințe profunde și raționament, profesia de contabil se transformă în una creatoare. Pagina contabilchef.md și-a pus scopul să vină în ajutorul contabililor în munca lor plină de greutăți și responsabilități. Concepută ca o revistă electronică pentru contabil, pagina este accesibilă 24 de ore din 24 și oferă informații noi, operative și utile. Aici sunt publicate articole și informații ce țin de evoluția și dezvoltarea profesiei, bunele practici contabile și fiscale, dar și răspunsuri la întrebările cititorilor. Sunt prezentate sinteze ale actelor normative din domeniul contabil, publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, precum și comentarii la diverse articole din edițiile periodice de specialitate. Cam atât pentru ediția de astăzi, vă mulțumesc că ne priviți și vă invit să ne urmăriți din nou sâmbăta viitoare la aceeași oră, 10:40. Sunt Eugen Frimu și aștept sugestiile și propunerile voastre la adresa de e-mail onlinearondpublica.md. Dacă nu ați făcut-o până acum, mai dați și un like pe pagina noastră de Facebook, Publica Online. Pe curând și rămâneți online!